Este cunoscută metoda folosită de transportatorii de lemne, care utilizează de mai multe ori aceleași acte. Scopul este acela de a fenta legea și de a declara cantități mai mici de marfă. Polițiștii din Motru au prins un mehedințean de 37 de ani care transporta lemne de foc, fără a avea completat corespunzător avizul de însoțire. Conducătorul auto a fost sancționat și a rămas și fără marfă. Polițiștii din cadrul poliției orașului Tismana au acționat pentru prevenirea sustragerii de materiale lemnos, ocazie cu care au identificat o auto utilitară condusă de un bărbat de 37 de ani din orașul Baia de Aramă, județul Mehedinți, în timp ce transporta pe drumul autoforestier Valea Mare 5,56 de metri cubici de lemn de foc de esență sfag, fără a avea completat corespunzător avizul de însoțire. Bărbatul a fost sancționat contravențional pentru încălcarea prevederilor legii 171/2010, iar ca măsură complementară s-a dispus confiscarea întregii cantități de lemn, fiind lăsat în custodia ocolului Silvic Padeș, în vederea valorificării. Polițiștii gorjeni au descoperit zeci de astfel de cazuri în ultimele luni. Mulți dintre cei prinși cu lemne fără documente legale sunt din alte județe.